Bună ziua și bine v-am găsit și regăsit! Astăzi o să vă prezint o rețetă ușoară, simplă, de vară, cu dovlecei umpluți cu brânză telemea, da? Și cu parmezan deasupra, mărar, un deliciu, știți ce bine miroase? Haideți să vedem ingredientele și cât de simplu se prepară. Avem nevoie de 2 dovlecei de mărime potrivită, 30 de grame de parmezan ras, poate fi înlocuit și cu cașcaval, 100 de grame de telemea de vacă, care poate fi combinată și cu telemea de oaie sau cu telemea de capră, deci puteți să, puneți după gustul dumneavoastră, puțină pastă de ardei iute, care este opțională, dacă nu vă place iute, nu puneți, sau puneți boia de ardei iute, sau puteți să puneți dulce, un ou, puțin mărar, câteva fire de mărar tocate mărunt, 2-3 lingurițe de făină și puțin piper. Primul lucru pe care îl facem este să curățăm dovleceii de coajă, după ce i-am spălat, bineînțeles. Îi tăiem la capete și așa curățați, apoi îi tăiem pe lung, pe jumătate, în două. Luăm fiecare jumătate de dovlecel și o crestăm ușor, de jur împrejur, doar o crestăm. Vedeți, nu venim până în capăt. Atât, ca să știm cum venim cu lingura apoi, să scoatem miezul. Deci, asta este partea care o scoatem, da? Ușor. Răzuim așa ușor cu lingura, dar după cum vedeți, nu până în capăt, da? Aproape de capăt. Punem într-o crădicioară pe foc apă la fiert, aproximativ 1,5 litri de apă, și în momentul în care începe să clocotească, punem dovleceii curățați, punem și puțină sare și lăsăm să fiarbă aproximativ 3 minute. Nu lăsați mai mult pentru că riscați să se înmoaie prea mult. Au trecut cele 3 minute, luăm dovleceii din apă și așezăm pe o farfurioară în care am pus prosop de hârtie ca ei să se scurgă. După cum vedeți, îi pun cu fața în jos. Miezul de la dovlecel pe care l-am scobit îl pun într-un mic roboțel, ceva care mărunțește foarte bine. Are un cuțitaș care mărunțește foarte bine acest miez. În cazul în care nu aveți așa ceva, luați cuțitul și tocați mărunt, mărunt, mărunt cu cuțitul. După ce am pus în roboțel, dăm drumul și îl mișcăm, îl tocăm bine, bine de tot. Dacă îl lăsăm mai mult, se face, uitați, ca o pastă, da? Ce vom face noi cu această pastă, o să vedeți imediat. Am să pun miezul într-o sită și să scot toată apa din acest miez de dovlecel. Cu cât este tocat mai mărunt, cu atât apa, uitați, iese mai repede. După ce am dat miezul de dovlecel prin sită, ați văzut să scoatem apa, pisăm și brânzica, puteți să o dați prin răzătoare, dacă este mai tare, dacă e mai moale. Eu am lăsat-o puțin la temperatura camerei și, ia uitați, imediat se pisează cu furculiță. Simplu. Odată ce am pisat bine și brânzica, am mărunțit-o, o punem peste miezul de dovlecel. Adăugăm și mărarul
punem și puțin piper. După gust. Puteți să nici nu puneți dacă nu vă place. O să batem puțin oul și apoi îl punem și pe el. Pasta de ardei iute, bineînțeles. Ne uităm cât de moale este compoziția pentru a ne da seama cam câtă făină să punem. Eu am spus 3 lingurițe, dar ne orientăm în funcție de brânză, să știți. Există brânză cu mai multă apă, să zicem, în ea, da? Mai mult zer, brânză mai moale, brânză mai tare, poate să fie ou mai mare sau mai mic. Plus că dacă miezul de dovlecel nu n-ați scos apa din el îndeajuns, poate compoziția să fie mai moale. Și pun o linguriță, mai pun o linguriță, amestec puțin și mă uit. Eu cred că merge și a treia linguriță de făină. Deci am pus cele 3 lingurițe de făină toate. Am o tavă pregătită, o tavă micuță cu hârtie de copt pusă pe ea. Așezăm dovleceii care s-au răcit puțin și s-au scurs, încă sunt călduți. Pun din compoziția pregătită, umplutura, mai bine zis pregătită, voi pune aici, în fiecare jumătate de dovlecel, ne orientăm să fie mai drept, ca să nu curgă, și punem compoziția egal în fiecare, pe fiecare mai bucată de dovlecel. După ce am terminat de pus umplutura, presărăm deasupra parmezanul ras. După cum v-am mai spus și la începutul emisiunii, puteți să înlocuiți parmezanul cu cașcaval dacă doriți. Așa cum arată dovleceii noștri, o să-i băgăm în cuptorul preîncălzit la 190 de grade convecție, adică ventilație, da? Dacă nu cu aer circulant, atunci încălzire superioară și inferioară, mărind încă un pic temperatura cu 10-20 de grade și lăsăm aproximativ 20 de minute, maxim 30 de minute. Dovleceii s-au făcut, abia aștept să gust, să văd cât de bun sunt. Știți cât de bine miroase? Parmezan în combinație cu brânza și dovlecelul au ieșit excepțional. Haideți să gustăm. Mai bine zis, să gust eu și vă spun și dumneavoastră. Vedem ce avem aici. Unde e Andrei să guste și el? Nu e acasă. Ia uitați ce umplutură bună, gustoasă. Deliciu. Plăcut, de vară. Este o gustare, aperitiv, care se servește caldă, dar să știți că merge și rece. Eu vă recomand în orice situație, după cum vă place. Sper să o preparați și sper să îmi scrieți și să îmi spuneți că v-a plăcut. Așa. Dați-ne like, nu uitați, și spuneți-ne ce nu v-a plăcut, bineînțeles. Acestea fiind spuse, eu vă doresc spor la gătit, poftă bună la final și ne vedem data viitoare.